Grupul de comunicare strategică a raportat astăzi 12 noi cazuri de îmbolnăviri de coronavirus în județul Olt. 3 dintre pacienții confirmați în ultimele 24 de ore sunt de la Spitalul Județean de Urgență Slatina, respectiv asistente de la Unitatea de Primiri Urgențe. Alte 3 cazuri confirmate sunt la ISU Olt și câte 2 la Check Bank și TMK Artrom. Tot printre pacienții confirmați pozitiv în ultimele 24 de ore se mai află un angajat Pirelli și unul de la Alro. În weekend au fost confirmate cazuri de COVID-19 și la alte instituții publice din județ. Primarii din Scornice și Slătioara au fost depistați pozitiv, dar și femeia de serviciu de la Direcția Agricolă Olt. Și la Direcția de Sănătate Publică a crescut numărul celor infectați, un al 3-lea caz confirmat fiind cel al directorului economic al instituției. A crescut de asemenea și focarul de la Poliția Olt. Alte 4 cazuri au fost confirmate la Poliția Balș zilele trecute, numărul total al îmbolnăvirilor în poliție ajungând astfel la 20. Bilanțul total al îmbolnăvirilor în județul Olt ajunge la 505.